Bună dimineața, Andra! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Așa este, ieri au fost afișate rezultatele finale ale evaluării naționale, iar astăzi elevii de gimnaziu care au fost nevoiți să stea în izolare sau carantină din cauza COVID-19 sau au avut alte probleme medicale susțin proba la limba și literatura română în cadrul sesiunii speciale a evaluării naționale. Mâine vor susține proba la matematică, iar pe 7 iulie proba la limba maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 9 iulie, iar în această zi pot fi depuse și contestații, iar pe 12 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Conform Ministerului Educației, 60 de candidați s-au înscris în această sesiune specială a evaluării naționale. Repartizarea computerizată a tuturor elevilor care au susținut evaluarea națională, fie că vorbim de seria curentă, fie de seriile anterioare, se va face pe data de 24 iulie. Deocamdată atât de la Craiova.